noi. Este și lume nouă și mă bucur pentru asta. Domnul Dobrovăț, văd că întârzie un pic, toate că a zis că vine, dar probabil că întârzie. Și am luat... Ia să vedem, nu? Ah, părinte. Poftiți, părinte. Și de aceea mi-a permis eu să iau cuvântul pic înaintea domnului președinte de ședință, era domnul Dobrovăț. Și acum o să rog dintre domnii consilieri să propună pe următorul președinte de comisie de ședință, pardon. Propun domnul Iulian. Ce? Pe domnul Iulian. Pe domnul Iulian ne-a fost propus de către domnul Ceres Ovidiu. Dacă sunt alte propuneri? Sunteți de acord cu propunerea domnului Iulian, cu acceptarea domnului Iulian? Da. Mulțumesc foarte mult. Domnul Moienea, aveți cuvântul. A văzut? Trebuie să bună ziua, vă spun și eu, lângă celelalte probleme și urări. Vreau să salut pe toată lumea din sală, cu rugămintea că avem și televiziune aici, să ne comportăm cât mai civilizat. O să vă rog să vă zic până acum mai tare, și, da, aș vrea să supun aprobării procesului oral din ședința trecută. Cred că la citit să vă aveți la îndemână în toată lumea. Dacă sunteți de acord cu procesul verbal. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Mulțumesc. Pe ordine de zi, astăzi avem 18 puncte plus al 19-lea punct diverse. O să dau citire ordinei de zi, după care o să supunem aprobări și să o luăm pe puncte după aceea. Da. Primul punct. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului modernizarea infrastructurii rutiere sat Podul, comuna Podul, județul Bacău. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizare infrastructură rutieră sat Podul, comuna Podul, județul Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru lucrările întreținere drumuri comunale inițiator primar Albuzian. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind alocarea de resurse financiare pentru realizarea lucrărilor de întreținere drumuri asfaltice comunale în comuna Podul, județul Bacău, inițiator primară Albuzian. Proiect de hotărâre, punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor, nota conceptuală și tema de proiectare aferente documentației tehnico-economice, faza pentru obiectivul de investire, reparație curentă, parcarea primăriei comunei Podul, județul Bacău, inițiator primar comuna Podul, primar Albuzian. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general privind obiectivul de investiție, reparații curente, reparare, parcare, primărie, comuna Podul, județul Bacău, inițiator primar Albuzian. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL-ul numărul 46 din 2012 privind strategia economică socială și a mediului și de mediu al unității administrativ teritoriale, Podul, inițiator primar Albuzian. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții al aparatului de specialitate al primăriei comunei Podul, cât și alte funcții din cadrul administrației locale. Inițiator primar Albuzian. Proiect de hotărâre privind punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a unității administrative teritoriale, comuna Podul, inițiator primar Albuzian. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Podul, inițiator primar Albuzian. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului intern și a codului etic al personalului din cadrul aparatului de specialitate aflat în subordinea primarului comunei Podul, județul Bacău, inițiator primar Albuzian.
Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea comunei Poduri în anul 2017. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personal didactic auxiliar din cadrul unității de învățământ Poduri, inițiator primar Avurian. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor și a salariilor indemnitarilor, funcționarilor publici și a personalului contractual începând cu 1 iulie 2017, conform legii numărul 83 din 2017, inițiator primar Avurian. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Popa Florina Gabriela, cu domiciliul în localitatea Podul, sat Valea Șoșu, județul Bacău, inițiator primar Avurian. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru copii cu merite deosebite, care au obținut premii la Olimpiadă și la examen în anul școlar 2016-2017, inițiator primar Avurian. Punctul 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 13 din 10-7-2000 privind însușirea inventarului domeniului public al Comunii Poduri, inițiator primar Avurian. Punctul 18. Raportul primarului pe anul 2016-2017. Punctul 19. Diverse. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Ține cineva? Mulțumesc. În unanimitate s-a aprobat. Deci trecem la primul punct. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului de modernizare infrastructură rutieră, sat Podul, comuna Podul, județul Bacău. Doamna primar, aveți? Până înainte de asta, domnul președinte, am să spun că ne-am așezat așa, în această formă, ca și dumneavoastră, dintre cei care sunteți noi și ați fost și veniți acum în ședință, să știți că în fața dumneavoastră este Consiliul Local al Comunei Poduri, cu care ne întâlnim în fiecare, cel puțin o dată pe lună, și luăm aceste decizii, eu știu, mai bune, mai rele, cum decide fiecare că sunt bune sau nu pentru dumnealor. Noi zicem că sunt bune, că nu ne întâlnim să facem rău, dar și de asta să știți că ne-am așezat pe așa în acest mod. Vă mulțumesc! Am să dau cuvântul pentru punctul 1 și 2, domnului administrator public, pentru cine nu știe, domnul administrator public, Michitel Dumnezeu, care se ocupă de aceste proiecte și dumnealui va fi cel care va vorbi un pic despre ce este vorba în aceste prime două proiecte de hotărâre. Cele două puncte, punctul 1 și punctul 2, au legătură, este vorba despre același proiect, respectiv modernizarea infrastructurii rutiere în Brănești, asfaltarea 150 de metri de drum comunal, apărări de maluri și realizarea a trei potețe peste părul Brănești. Aș vrea să dau citire câtorva indicatori tehnico-economici care trebuie aprobați de către consilieri locali. Valoarea totală a investiției este de 1.390.000 de lei, deci undeva la aproximativ 14 miliarde de lei vechi. Din această sumă, 150.000 de euro, valoare fără TVA, deci 6 miliarde 800 aproximativ, va fi finanțare nerambursabilă din partea, prin FADR, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală. Noi suntem membri ai CAL Valea Muntelui, în care fac parte 8 localități. Acești bani vor veni prin intermediul grupului de acțiune locală GAL Valea Muntelui. Valoarea noastră, cu finanțarea pe care noi ar trebui să o plătim, ca și comunitate, este undeva la 5 miliarde 800 de lei vechi, valoare cu TVA, vorbim aici. Proiectul se va implementa din momentul în care semnăm contractul cu AFIR Iași, se va implementa în 12 luni, din care lucrări efective 6 luni. Aș vrea să dau citire din studiul de fezabilitate. Lățimea părții carosabile va fi de 2,75 m, o singură bandă de circulație, iar pentru buna desfășurare a circulației rutiere sunt prevăzute și două sectoare cu benze în fricișarea circulației.
Sistemul rutier adoptat va fi 4 cm de strat de uzură din beton, 5 cm de bindă, 8 cm strat de bază din macadam, 25 cm fundație din balast și geotextil. Se vor înlocui podețele tubulare existente în acest moment, sunt podețe tubulare de 1 metru diametru. Se vor înlocui, două din aceste podețe vor fi înlocuite cu podețe dalate, de 8 metri lungime și 4 metri lățime, iar un al treilea podeț, care există acum, va fi înlocuit cu podețe tubulare de 2,5 metri ca și diametru. Pe 142 de metri se vor realiza apărări de maluri din gabioane și parapeți din beton armat, iar pe o parte a acestui drum se va monta și parapet metalic acolo unde este absolut necesar. Ca o completare pentru cine nu știe, este vorba de drumul ăsta din Brănești aici, începând de la domnul profesor Via, da? Care merge spre Berea, până la dealul, ultima casă până la Berea. Dacă sunt întrebări din partea publică... Are cineva o întrebare, vreo interpelare la primele două comuni? Nu? Dăm fricerie la punctul 3, da? Nu, mai votăm dacă la punctul 3? Da, da. Supun la vot primele două puncte. Cine este pentru? Este cineva potrivă? Mulțumesc. Următorul punct este numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de stațiune pentru lucrarea întreținerii drumului comunal, inițiator primar Agodian. De fapt, se drept este legat, dacă vedeți un pic, punctul 3 de punctul 4, da? Dacă observați, este aceea clar că se dă hotărâre și pentru proiectul de stațiune și pentru alocarea de resurse financiare. Probabil că ați văzut și dumneavoastră că acum, în aceste zile, s-a început repararea drumurilor comunale, da? Ea încă nu este, încă nu s-a finalizat, dar pentru ca totul să fie în regulă, trebuie să trecem prin Consiliul Local acest lucru. Noi am comandat un număr de 1600 de metri pătrați de asfalt, atât a fost până acum și cu ce a fost amăsurat. S-a făcut așa aleator și o măsurare, pentru că e normal să faceți noi o măsurare să vedem dacă, într-adevăr, ceea ce au spus ei de la firmă cu ceea ce avem noi să fie exact la fel, să nu... Bine, nu neapărat să ne tragă în piept, dar este mai bine așa să fii întotdeauna ca și controlul CTC-ului. Deja pe drumul de la Rusăiești, care a venit și a circulat pe drumul de la Rusăiești, ați văzut că s-a făcut și lucrarea, după părerea mea, nu sunt specialist, dar din ceea ce am văzut eu, lucrarea este foarte bună. Deci s-au comandat 1600 de metri pătrați de asfalt, iar valoarea a fost de 50 de lei pe metru pătrat. A fost cea mai mică valoare care există pe SEAP la ora aceasta ca asfalt și consider eu că și o calitate foarte bună. Tot ce se face acum, o să vă spun și în raport, nimic nu se mai poate face absolut de la persoană la persoană sau de la primărie la firmă, deoarece totul este trecut prin acest SEAP care, unde este o transparență foarte mare, deci din punctul acesta al legalității nu te face niciun fel de probleme. De aceea eu vă rog să trecem acest proiect, pentru că, așa cum ați văzut, este în favoarea tuturor. Acum se urcă, dacă sunteți atenți, mașinile chiar sunt aici parcate, s-a mers și pe partea de Brănești, s-a mers și pe partea de Valea Șoșii, merge spre partea de Bucșești, unde s-a făcut deja, de știu eu, cam că s-a făcut frezarea unor drumuri. Poate mai ar fi unele locuri unde ar trebui să facă, dar nu putem nici trece de o anumită sumă pe care o avem în buget de anul acesta, nu putem trece de această sumă pentru că nu este legal să trecem de această sumă. Deci valoarea este de 800 de milioane pentru acest proiect. Mulțumesc. Dar și pe punctul 4? Nu.
Aici am legat punctul 3 de punctul 4, pentru că, de fapt, e vorba despre documente și despre... Da. Supun preaprobare, punctul 3 asta. Și punctul 4. Cineva împotrivă? Abține. Ai abține? Doamne. Doamne, abține. Vă abține. Punctul 5. Hai să mă duc în care să mă spun punctul 5. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor, notă conceptuală și tema de proiectare aferente documentației tehnico-economice, faza pentru obiectivul de investiții, reparații curentă, parcare primăriei Comuna Podul, județul Bacău. Deci este tot legată, da. 5 și 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnicului economic și a devizului general pentru obiectivul de investiție, reparații curentă, parcare primăriei Comuna Podul. Punctul 5 și 6. Da, punctul 5 și 6 este vorba de nota conceptuală și faza sistema de proiectare. Sunt documente obligatorii care se regăsesc în hotărârea Guvernului 907 pe 2016. Noi vrem să modernizăm tot ce am pus la dispoziția consilierilor și niște poze ca și cum ar arăta parcarea după aceste reparații capitale care se vor face. Eu aș vrea să dau citire și lucrărilor care se vor face, amenajare zid de sprijin, amenajare parcări cu pavele, este vorba de realizarea 11 locuri de parcare, amenajare zonă pietonală, amenajare zonă verde, zone verzi, plantare arbuști și gazon, montare 2 stâlpi iluminat în fața primăriei și un proiector care să pună în evidență această statuie care există în fața, monumentul care există în fața primăriei și montarea 2 bănci din beton cu ședuri din material lemnos. Valoarea totală rezultată din devizul general al proiectantului este de 114.000 de lei fără TVA, din care exclusiv lucrările de construcții sunt de 67.849. Valoarea totală intră și proiectarea și de asta e valoarea mai mare și proiectarea și avizele care trebuie plătite și cotele aferente care trebuie să le achităm către Inspectoratul de Stat în construcții. Are cineva întrebare? Să punem la vot. Punctul 5 și 6. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 46 din 2012 privind strategia economică, socială și de mediu a unității administrative teritoriale, POD. O să dau cuvântul eu, doamnei secretar, care dumneavoastră va prezenta. Aici, ca să trecem, să fim un pic mai, să trecem mai repede, că sunt un loc cu oameni, probabil că se plictisesc eu. Că nu sunt exact, dar punctul 7 cu strategia economică, punctul 8 cu organigrama, și dacă de funcție aici o să discutăm un pic, regulamentul de organizare interioară, astea sunt deja, toate sunt și, ce mai zice, aprobarea statutului comunii și regulamentul intern și codul de etică, toate acestea sunt, sunt deja, numai că noi trebuie să le reactualizăm, pentru că fiecare comun are statut, fiecare instituție, într-o fiecare instituție există un cod de etică, dar câteva cuvinte o să vă spună Cristina, ca să nu... În anul 2012 s-a dat hotărârea 46 privind strategia locală. Când a venit controlul, s-a verificat acum în luna mai și a văzut că strategia este de fapt de judică eroare, dată pe 2013-2017, deși ea este vorită până în 2012. Și atunci trebuie să modificăm articolul 1. Ținând cont că trebuie să urmăm până în 2020. Adică e o greșeală de redactare, de la 2013 a fost până în 2017, dar de fapt e până în 2020. Strategia asta are ca și valabilitate. Fără această strategie de dezvoltare locală, toate proiectele care sunt depuse peste tot se cer aceste, la orice proiect ai depus, se cere această strategie de dezvoltare locală
care vă spun că din ce cam din ultimele sume, câteodată ajunge la 300 de milioane, 400 de milioane și să nu credeți că decât sunt atât niște hârtii pe care cineva le face, mă rog, are fiecare, dar vă spun cam cât ar costa o strategie, cu o strategie de asta care trebuie făcută și de asta trebuie să avem mereu grijă, pentru că ea, la fiecare proiect pe care îl depunem, trebuie să aibă această strategie. Și dacă proiectul nu este inclus în strategia locală, și aici este o problemă, pentru că asta e de fapt ideea, el trebuie să fie introdus proiectul fiecare în strategia aceasta, să ai și proiectul pe care vrei, drumul sau ce dorești să faci. Mulțumesc. Deci punctul 7, 8, până la... Deci pe el, nu fi acum stăpani, da. Din parcele. Hai să votați strategia. Pentru strategie. Punctul 7. Punctul 7, da. Deci să pun la vot punctul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții ale aparatului de specialitate al primăriei Comunei Pod, cât și alte funcții din cadrul administrației locale al Comunei Pod. Serviciul de asistență socială și postul de administrator public. Pentru asta, noi ar trebui să primim statul de funcții la avizat la NPB și tocmai l-am primit și pentru asta să-l punem în, să putem și în ședința de consiliu. Pentru cei care nu au foarte bine, vă spun eu, nu se înființează niciun post nimic, sunt alea de anul trecut. Asistența socială nu a fost trecută în statutul de funcții ca și serviciu de asistență socială. Acum au venit de anul trecut, după un an de zile și după mers la București, la ANPP, cu mare insistență a trecut organigrama și plus înființarea postului de administrator public. Dar dacă ele au venit peste un an, acum trebuie să le votăm. Cine este pentru? Tu pun la vot. Cineva împotrivă? Nu. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a unității administrativ-teritoriale a Comunei Podul. Tot am prezent deșurile de funcție. În urma aprobării statului de funcție trebuie să aprobăm și noul ROC, se cheamă, regulamentul de organizare și funcționare al administrației teritoriale Podul. Aici este absolut tot ce face doamna primar, domnul vice, doamna secretar și tot aparatul de funcție. Niște poturi unii. Ca o fiind de fișa poturilor reunii. Da, fiecare. Deci asta conține regulamentul de organizare. Dacă doriți, o să te pot și la depoziție. Doamna, dar acum dacă te dă știți. Da. Supun spre vot. Fiecare compartiment de parte. Cineva împotrivă? Se abține? Mulțumim. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Poduri. Aceeași treabă, cu aceleași lucruri, statutul comunei, așa cum fiecare comună are un statut și noi ca și comună îl avem, acum îl re-votăm, să spunem așa. Este vorba despre întreaga administrație publică a Comunei Podul, cum este împărțită, despre aparatele de specialitate ale primarului, legii comunității, economia locală, patrimoniu, finanțe, dar, așa cum știți, toate sunt la formă de generalități, că nu numai la noi, așa, că va fi doar, că așa nu are statut. Comuna care nu are statut nu există. Să pun la vot, punctul 10. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului intern și a codului etic al personalului din cadrul aparatului de specialitate aflat în subordinea primarului Comunei Pod. Vă spun doar câteva cuvinte, aceeași treabă ca și mai înainte, dar asta este. Aici e vorba despre organizarea muncii, timpul de muncă, timpul de odihnă, concediile medicale, alte feluri de concedii, după care igiena, securitatea în muncă, cred că pentru toți care lucrează, reguli de disciplină,
Pentru toți care lucrează, știu foarte bine obligațiile funcționarilor și dispozițiile finale. Cam asta este regulamentul de ordine interior. Pentru cine chiar dorește ca să se uite să vadă despre ce e vorba, ele o să fie afișate și la vizier sau dacă vreți dumneavoastră personal, nu e nicio problemă, că pot vor fi date ca să... Cred că ar trebui date personal, că așa că s-a afișat... Păi da, ia să ne asigur că le citiți. Vă dați seama... Probabil, da, dar ca să nu mai facem atâta hârtii ca să le țineți acolo sau să le aruncați. Păi nu, dar așa să mergem așa... Păi nu, dar noi evidențăm ca să citiți. Dar și acum adică, putea să le citiți dumneavoastră. Dacă nu sigur, da. Păi dacă nu sunteți sigur cum se dă concediu de odihnă, oricum nu o să puteți dumneavoastră să schimbați legea funcționarilor ca să le dați concediu. Bine, dar acolo nu e stipulat la concediu de odihnă. Nu, e și igiena și securitatea, e sigur. Puteți să-mi luați, dacă trebuie ce fac nicio problemă, noi nu le punem la dispoziție, la final și noi. Alte probleme? Supun la vot, punctul 11. Noi am aprobat, doamna privat, și programul acum din ședință recentă, programul, nou program, 7.30. Da, nu, 7.30, 15.30. 15.30? Da. O întrebare, se respectă programul ăsta sau se fac și anumite derogări? Da, nu, se respectă. Ăsta este programul. Bine, cântăm că ora 4 mereu, asta e... Asta e inclus. Da. Să stăm, dar și duminica, nu, asta e. Sunt și foarte la parte. Mai sunt. Aici se lucrează foarte mult pe teren, deci asta e administrația. Mai sunt probleme? Supun la vot punctul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Nu. Tu? Nu. Da, mulțumesc. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea Comunei Podor pe anul 2017. Citire programului de măsuri concrete privind îmbunătățirea activității de gospodărire a Comunii Podor pe anul 2017. Cam nu, dar haideți. Decolmatarea cursurilor de apă, podurilor, podețelor, rigolelor, șanțurilor. Răspunde. Compartiment, asistență socială, poliție locală. 2. Săpare de șanțuri și curățarea rigolilor de scurgere a albirilor cursurilor de apă, a podurilor, podeților aferente proprietăți. Compartiment, asistența socială și poliția locală. Colectarea gunoiului menajer pe raza comunii cu strictă regularitate. Răspunde viceprimar, poliție locală și societatea de prestări colectarii servicii, adică Romprest. Controlul permanent al respectării legislației în domeniul construcțiilor, compartiment urbanist și poliție locală. Respectarea strictă a normelor de igienă în unitățile comerciale și prestări servicii, poliția locală. Păstrarea în bună stare de folosință a indicatorilor rutiere, fixarea de noi indicatoare rutiere, fixarea de noi indicatoare acolo unde este necesar și panouri, păstrați curățenia. Compartiment urbanist și poliție locală. Întreținerea și curățirea permanentă a șanțurilor, rigorilor, aferente drumurilor comunale. Compartiment asistență socială și poliție locală. Întreținerea și protejarea spațiilor verzi. Compartiment asistență socială și poliție locală. Termenul. Lunile din aprilie până în octombrie. Restul care le-am dat citire până acum e termen permanent. Responsabilizarea tuturor locuitorilor în menținerea curățeniei pe domeniul public, în dreptul locuinții fiecăruia alături de consilierul responsabil în zonă și sector, poliția locală și consilierii pe zonă.
Se interzice depozitarea forajelor și gunoiilor provenite de la animalele pe domeniul public, albiilor și cursurilor de apă, poliția locală. Este interzisă spălarea utilajelor agricole și mașinilor pe domeniul public, poliția locală. Montarea indicatoarelor de tonaj pe drumurile publice, poliție locală și compartiment urbanism. Interzicerea arderilor de vegetație, poliția locală, protecția civilă. Da, o să știi ce ne răspunde. Da. A spus la început. Plantarea de arbori arbuși din zonele cu risc de alunecare. Poliția locală, compartimentul urbanist și protecția civilă. Poliția locală este tot. Vopsirea arborilor ce împrejmuiesc spațiile verzi. Răspunde poliția locală. Când s-a tras atenția, nu facă poliția locală. Răspund, din verificare. Păstrarea iginei în imobilele și în cintele deținute, sub orice formă, prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare. Poliția locală. Efectuarea și menținerea curățenii a trotuarelor, a părții carosabile, a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc și să îndepărteze zăpadă și gheață de pe trotuarele din dreptul imobililor și incidilor în care își desfășoară activitatea. Răspunde. Poliția locală. Amenajări de stații microbuz. Tot poliția locală. Tot poliția locală. Se interzice staționarea utilajelor mașinilor agricole, autoturismului și mașinilor mari, stațiile de microbuz și alte zone de restricție rutieră. Da, asta e poliția locală. Sancționarea celor care dețin locuințe în proprietate sau cu chirie a anexelor gospodărești, a curților și împrejmuirilor acestora. Zic poliția locală. Nu cred că mai e cineva. Nu zic, de acum, dar mai e. Responsabilizarea tuturor locuitorilor în menținerea curățenii pe domeniul public în dreptul locuinților fiecăruia alături de consilierul responsabil de zonă și sector, consilierii locali și poliția locală. Respectarea planul urbanistic general și a normelor legale privind construcțiile, poliție locală și compartimentul urbanistic. Amenajare de locuri de joacă pentru copii, administrator public și compartimentul urbanist. Cam astea sunt punctele care trebuie să aprobați prin HLL. Aici este o problemă. Faptul că cei de la poliția locală sunt tot timpul prin drumuri, că așa e normal, și întinși și peste tot. Bine, că nu numai la noi se întâmplă treaba asta, acum este un pic și așa amuzant. Dar, de fapt, ei sunt cei care în toată comuna merg și iau legătura cu toată lumea. Una este că vine lumea la birou, dar una este când te duci și iau legătura cu toată lumea. Ceea ce doresc eu, având în vedere că au mai fost câteodată probleme dintre astea de înțepături între consilieri, între poliția locală, după cum vedeți în acest plan, poliția locală împreună cu consilierii trebuia să ia legătura cu fiecare dintre consilierii care sunt pe fiecare zonă, să facă ca nu neapărat un plan, un mic plan dintre ăsta de, în care să fie anunțați cetățenii. Când, de exemplu, este o acțiune, dar în general în perioada de curățenie, asta este perioada cea mai primăvara, imediat după ce se dezăpezește, atunci dumnealor împreună cu cei din cu consilierii din Consiliul Local, să eu propun să aibă o legătură mai bună, mai strânsă, ca să pot să facă aceste lucruri. Până la urmă, aceste lucruri nu le facem nici personal, nici pentru unul, nici pentru altul. Toate astea se fac pentru comunitate. Dar, cred că actorul principal în acest program prezentat de domnul viceprimar este, de fapt, cetățeanul comunei, pentru că toți, fiecare în parte, dacă punem umărul unul cu altul, cred că toată lumea poate să îndeplinească ceea ce face și consilierul și poliția locală acolo unde locuiește, pentru că așa mi se pare normal și cred că și dumneavoastră aici opinia publică dați dreptate din ceea ce spun. Vă mulțumesc! Ceva? Probleme? Întrebări? Da, aș dori ca eu să aș ruga ca eu, domnul președinte, domnul viceprimar și doamna primar, sunt câteva probleme sensibile care aș dori să le atenționez. Cu multă
plăcere și dragoste în suflet, am urmărit un reportaj TV în care un fost premier al Franței, pe kilometri întregi de drum spre mare, a semănat și plantat mii și mii de flori și arbuști ornamentali. Turiștii români și cei străini se dădeau jos din mașini și făceau poze. Mergând de la acest reportaj, aș dori tare mult din suflet să-mi permiteți ca fiecare consilier zonal să determine și să cetățenii din zonă ca pe marginea șanțurilor care arată total inestetice să se planteze flori, să se planteze un măr, un păr, un cireș și prin asta să facem educație pentru, pentru gospodăria lor proprie. Copiii să nu rupă crengile, să nu distrugă, dar pe marginea șanțurilor, nu știu dacă sunteți de acord cu mine, pe marginea șanțurilor oamenii au pus mesteacăn din pădure. O fi bun și ăla, că sucul de mesteacăn este leac pentru nu știu ce boli. Dar în afară de mesteacăn nu se poate pune o floare, respectiv un pom fructifer la care copiii să mănânce un fruct. De asemenea, consider că domnul viceprimar a spus foarte bine și eu vă felicit pentru asta, că gospodarul străzii este consilierul zonal, consilierul local. Așa este. Așa cum gospodarul bisericii este preotul și buchetul de oameni din Consiliul Parohial. Când intre într-un cimitir și este îngrijit, este frumos compartimentat, e o mai mare plăcere și cinste atât a parohului, cât și a enoriașilor, a tuturor credincioșilor. Eu vă spun că ar da cu totul și cu totul altă frumusețe comune dacă am încerca să sensibilizăm oamenii din zonă. Am mai spus eu mai de mult, dacă mai țineți minte, să trecem la nominalizarea și denumirea străzilor în Comuna Poduri, cu numerotarea locuințelor, care acum găsești un număr nu știu în ce, la ce locuință, la ce poartă, după aia, după 500 de metri, mai găsești un alt număr. Ar veni în favorul și a Pușcăriței și respectiv a cetățenilor din comună. Că toată lumea, dacă vrei să știi Valea Șoșii, Valea Șoșii unde? Că poți să cobori pe la Viorel Stoica la vale, poți să cobori pe la Costel Grigoraș la vale, poți să te duci pe ulița Mării și în toate locurile din zona respectivă, tot Valea Șoșii. Vine un străin, vreau să ajung la Ieftin Ionuț pe drumul Mării în Valea Șoșii. E, dacă îți dă astfel de precizare, poți să ajung. Dacă nu, nu. Eu am spus că această trecere și compartimentare și nominalizarea străzilor cu ajutorul cetățenilor, cetățenii cu consilierul, să propună pentru zona în care este consiliul, da, domnule, noi suntem de acord, strada asta noastră să se numească strada la Lerba. Da. Și în felul acesta s-ar face multe lucruri. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări cheltuielor pentru navetă la și de la locul de muncă, a cadrului didactic și a personalului didactic auxiliar din cadrul unității de învățământ al Comunei Poduri. Supun la vot. Cine este pentru? Aici, pentru dumneavoastră, în fiecare lună noi ne contăm abonamentele pentru cadrele didactice care nu sunt din comuna noastră și care vin la noi și fac naveta și fiecare an, în fiecare lună trecem acest lucru și prin consiliul local ca să... De asta noi suntem familiarizați cu abonamentele, că știți ce este vorba. Vă mulțumesc!
Punctul 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor și salariilor demnitarilor funcționarilor publici și a personalului contractual începând cu 1 iulie 2017, conform legii 153/2017. Da. După cum știți, conform legii 153/2017, la 1 iulie s-au mărit salariile funcționarilor publici. Au fost mărite și la Comuna Podul, bineînțeles. Aceste salarii au fost mărite și aceste salarii au fost mărite nu neapărat că îmi place de deputare și s-a mărit salariul, da? S-a plecat de la o grilă de salarizare normală, s-a plecat de la vechimea pe care o are, s-a plecat de la faptul care sunt asistenți principali, care sunt la început, deci nu se pot da salariile așa cum se vorbește pe la marginea gardului, că s-au dat salariile fiecare cum s-a dorit. Nu, există o grilă de salarizare, există niște indici după care au crescut aceste salarii și una la mână nu suntem noi, nici primași, nici în comună, care măresc salariile. S-a întâmplat în toată țara acest lucru, deci nu este nicio problemă. Am să vă dau citire câteva articole din lege care sunt din această lege, da? În primul rând, că începând cu data de 1 iulie, așa cum v-am spus, se stabilesc salariile demnitarilor, funcționarilor publici, personalului contractual, în conformitate cu dispozițiile legii 153. Se acordă sporul de control financiar preventiv în cuantum de 10% din salariul de bază garantat în plată personalului care exercită aceste atribuții. Apoi, personalul care, potrivit programul normal de lucru, desfășoară activitatea și între ora 10 și 6 beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de muncă prestat în timpul nopții de 25% din salariul de bază garantat în plată. Deci pentru cei care lucrează noaptea, chiar dacă, de exemplu, aici nu sunt, sau câteodată pot fi pasnicii, pasnicii dacă lucrează noaptea, aceștia primesc, conform legii, 25%. Pentru munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zile de sărbători legale, repaus săptămânal, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile. Deci, pentru cei care lucrează suplimentar în afară de pasnici, da, dacă sunt ore suplimentare, sau dacă se lucrează cum sunt acele coduri care știți, codurile portocalii, codul roșu care vin și trebuie să fie la fața locului când se întâmplă ceva, nu se plătesc în bani, acestea se plătesc în zile. Asta este de lege, cred că și înainte era, dar acum cred că este nou că se dau 60 de zile calendarice după efectuare. Se acordă spor de condiții pătămătoare 15% pe bază de câmpuri electromagnetice, deci să pun pentru cei care lucrează pe calculator sau se dau acest. Deci legea este valabilă pentru toată lumea, nu doar pentru noi funcționarii publici de aici. Se acordă spor specific de registru electoral în cuantum de 15%, chiar nu știu ce este asta. Asta probabil atunci când sunt secretarul și cu cei de la compartimentul de evidența populară. Deci aceste sporuri, încă o dată spun, acestea au fost calculate exact la regim așa cum peste tot a fost calculat, s-a luat legătura și cu alte primării ca să nu se ajungă la discuții, să fie o compensație și să fie un echilibru la salarii, să nu fie niciun fel de problemă. În afară de asta, a crescut și indemnizația lunară pentru consilieri, probabil că dumneavoastră fiind aici acum, a crescut cu 10% din salariul de bază a primarului. Da? În această lege a fost și această indemnizație. O să fie pe site-ul primăriei și la vizier tot ce înseamnă începând primar, viceprimar, administrator public, consilieri superiori, consilieri asistenți, inspectorii, sunt referenți superiori, bibliotecar, guard, pasnici, administrator comit și cei care sunt de la serviciu de servire. Mulțumim! O întrebare. Da. După 60 de zile, dar nu se poate acorda liberul la personalul care nu știu ce se întâmplă. Nu este stipulat că ai văzut nimic, nu? Nu. Deci normal prin legii, dar din aici a fost să scrie doar 60 de zile. Nu știu dacă sunt și acele 120 de zile, se plătești după 60 de zile. Dacă nu pot, de asta nu mă pot pronunța asupra la treaba asta. Deci, însă nu m-am... Primăria, da. Din cuvinte,
Domnul stat, domnul Costelare. Da. Deci vă spun... Și încă o întrebare. Am înțeles cu scorul de calculator. A spus ceva de... Da, da, l-am avut și până acum. A fost până acum. Salarii... Nu te gândiți pe tămătoare, l-am avut și până acum. Asta este ultima plecție, ca să nu prindem fruturi prea mult. Da. Dacă... Dar, domnule, așa mai... Vis-a-vis de cele două puncte, după 60 de zile, da, dacă nu obligatoriu se plătesc. Deci se cheamă așa compensare pe liber plătit. Doi la mână. Cu asta, atenție cu unde electromagnetice, nu e la calculator. Și noi lucrăm deja, nu întindă nimic. La unde electromagnetice se referă la faptul că lucrezi la stații emisii recepții mari, la armată, sau în stații de astea de 110-200-400 kV. Deci, atenție la cum, că a luat nu e nicio problemă, dar să nu vină cineva de vorbă, să... Deci, ca radiație, nu sunt cadrează. Deci, doctorul de la direcția muncii, care vine aici anual, face măsurătorile pentru fiecare de aici unde lucrează. Și el dă aici, dacă asta nu este dat acum din legea asta, asta este de, sunt de ani de zile, scurte de costuri au venit, nu au zis, având în vedere aceste documente. Nu-i problemă, eu dau înapoi dacă e ceva, dar la cântă sau la urmă, să-l ales. Da, da, domnule. Are ceva? Da. A, domnule. Domnul Grigor. Întrebare. Ați precizat, doamna primar, că salariile se stabilesc în funcție de niște criterii și aveți unii putem găsi și mai acele criterii. Da, o să văd în legea, de lege, de legea asta, a fi
Au mai fost aceste ajutoare de urgență. Noi, în momentul în care sunt persoane cu probleme destul de grave, noi dăm aceste ajutoare de urgență. Vorbesc și pentru domnii care sunt acum în ședință, pentru că nu știu, acolo unde au fost, incendii, acolo unde au fost probleme dintre astea, unde nu mai aveau chiar cu ce să trăiască, unde au fost înmormântări pentru cei care nu au putut să, aibă niciun ajutor. Aici este un caz special. Este vorba despre Popa Florina Gabriela, domiciliată în satul Valea Șoșii, care solicită un ajutor de urgență pentru fiica sa, Popa Antonia, care a fost diagnosticată cu sindromul West, epilepsie, tulburare globală de dezvoltare, retard motor și psihic și hipotrofie ponderală și, dacă nu știu să spun mai mult, dar nici nu cred că trebuie să spun mai mult, pentru că acel care are un copil bolnav, nu știu dacă chiar bani îl ajută în mod direct, cu toate că banii trebuiesc, l-ar ajuta probabil printr-o minune Dumnezeu ca să poată să repare ceea ce are acest copil. Eu am propus un ajutor de 25 de milioane, măcar cât de cât vă spun că sumele pe care ea trebuie să le cheltuie cu acest copil, cu acest sindrom, sunt de ordinul sutelor de milioane, deci nu au un tratament extraordinar de scump. Dar dacă totuși ne-a cerut ajutorul, nu cred că cineva, chiar și fără să vădă, nu cred că cineva este împotrivă, cu toate că, după părerea mea, dacă am fi avut bani mai mulți la dispoziție, cred că ar fi meritat și mai mult. Adică nu sunt eu cea care spun suma, dar cred că s-ar fi meritat și mai mulți bani. Deci nimic nu cred că este mai rău pe această lume decât să descopilul mola. Să punem la vot punctul și suma? Da. Da. Să punem la vot suma 2500 de euro. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și în numele fetei, pentru că... Punctul 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru copii cu merite deosebite, care au obținut premii la Olimpiade și examen în anul școlar 2016-2017. Da, acum o să mă ridic eu și o să vă spun de ce. De asta mi-am și pus astăzi, pentru că eu ședința așa, să spunem, mai solemnă. Astăzi și eu împlinesc un an de când sunt primar, dar știți, cu consilierii am vorbit dinainte de a fi dumneavoastră aici. Știu despre ce este vorba. Este vorba de a lua, cum să zic, nu de a lua în seamă, de a băga foarte tare seamă copiii care sunt foarte buni din comuna noastră. Ei sunt cei care, după mine, după dumneavoastră, ne vor scrie viitorul și de aceea sunt, credeți-mă, emoționată fiind și profesor ca și formație. Sunt aici niște copii extraordinar de buni. Copii care au avut merite deosebite și la olimpiade, s-au ajuns la olimpiade naționale, dar și copii care acum, după examen, au luat cel puțin o notă de 10 la examenul de capacitate și la examenul de bacalaureat. Sunt copiii noștri pozureni, ei sunt aici, eu o să-i strig pentru pe fiecare în parte. Poate ceea ce primesc de la noi este prea puțin, dar vreau să îi felicit pe părinți, că au asemenea copii, vreau să-i felicit pe fiecare în parte pentru munca depusă, pentru că nu este ușor să obții 10 la un examen, trebuie să fii foarte bun. Și invit acești copii ca pe viitor, chiar dacă îi se pare că politica e o problemă așa numai de oameni care se ceartă, să ia parte la tot ce ține de politică și de administrarea comunei, pentru că noi în viața asta avem nevoie de oameni deștepți care să ne conducă și de cei care astăzi duc educația pădureană pe niște culmi foarte înalte. Vă felicit, dragi copii, o să vă chem aici în față, vă felicit părinții în mod deosebit pentru educația care ați dat-o și pentru, să spun, poate și efortul financiar și efortul moral și spreteți pe care le puneți să aveți așa copii buni. Am emoții de discurs mai vorbesc. Domnișoara Delia Sandu. Domnișoara este și... O fată foarte bună, a obținut 10 la capacitate. Este un exemplu pentru mulți copii pădureni. Eu o cunosc de foarte mult timp, te felicit Delia și asta este din partea noastră și a Consiliului Local. Rămâi aici, nu pleca. Domnișoara Ungurașul Roxana, pentru votul de 10, obținut de la bacalaureat. Felicitări, Roxana!
Haideți, mama! Felicitări, felicitări pentru fată. Felicitări, bravo! Luca Mihaela. Vecina noastră, Andreea Șopa. Tot note de 10 la bacalaureat. Băieță, la bacalaureat. Busuioca Anda. Vă rog frumos să-i mai aplaudați, să vă aplaudați. Sper ca acești copii să fie cei care o să ne conducă pe noi mai încolo, când o să fim mai în vârstă, pentru că, sigur, rămânem pe mâini foarte bune. Felicitări încă o dată! Bravo! Observ că numai băieți îmi place. Felicitări! Da? În general, băieți sunt mai simitori, domn profesor Dreapă. Da, bravo! Am uitat despre asta, că trebuie supus la vot dacă felicităm acest copil, dar cred că este inevitabil, dar vă rog să votați. Mă trebuie să trecem la punctul ăsta. Da, este raport. Nu. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 13 din 10.07.2000 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Podunea. Este vorba despre drumul despre care am făcut referire la punctele 1 și 2. Noi, în hotărârea de Consiliu din 2010, acest drum apărea ca având lungime de 900 de metri. Nu s-a făcut cadastru atunci. În urma cadastrului și măsurătorilor care s-au făcut acum o lună de zile, lungimea totală a drumului este de 1002 metri. Noi nu putem depune proiect pe fonduri europene, dar și pe fonduri guvernamentale, dacă nu avem cadastru și extras de carte funciare cu lungimea exactă a drumului care trebuie să-l modernizăm. Este o actualizare a domeniului public cu repet. În urma măsurătorilor tot putem. Mulțumim. Supun la vot punctul 17. Cine este pentru? Punctul 18. Raportul primarului pe anul 2016-2017. Doamna primară, a spus. Da, mulțumesc. Acum am făcut raportul. E mai mărișor, dar e scris mare, deci nu vă speriați. Pentru că nu mai văd așa bine în câte am. În cap și de lucru fiecare timp. O să citesc strict și după aceea o să vă adresez câteva cuvinte, dar întâi o să citesc strict acest program. Raport de evaluare a activității, de fapt program de evaluare. Evaluarea o să faceți dumneavoastră. Întocmirea și publicarea raportului primarului Comunei Podor privind activitatea anului precedent, în acest caz anul 2016-2017, este o noutate pentru autoritatea locală, în contextul preocupării pentru o reală deschidere și transparență a instituției noastre. Alături de dezbaterile publice organizate cu cetățenii, lucrarea de față este unul din instrumentele pe care Primăria Podor pune la dispoziție cetățenilor date concrete privind activitatea noastră și această activitate transparentă. Raportul conține informații despre activitatea de aparatului de specialitate a primarului și a mea în particular. Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetățenilor comune o imagine generală asupra activității noastre în decurs de un an. Așa cum v-ați dat seama, încercăm să îmbunătățim calitatea și eficiența muncii noastre administrative prin care implicit să îmbunătățim calitatea vieții locuitorilor Podurei. Un aport deosebit de important este adus de întregul aparat de lucru al primarului, care, convins de importanța muncii sale, a depus eforturi remarcabile pentru obținerea rezultatelor care vor fi prezentate în continuare. Acțiunile au fost întreprinse, aceste acțiuni pe care vi le-am prezentat, sunt întreprinse, așa cum știți, în întâiul an de mandat și au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administrației locale, respectiv investiții de interes local, asistență socială, educație, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, situații de urgență, protecția și refacerea mediului, dezvoltare rurală, evidența populației, poduri, drumuri publice, servicii de utilitate publică,
activități de administrație social-comunitară. S-a încercat și a reușit cea mai mare măsură mediatizarea tuturor acțiunilor inițiate și găzduite de primărie prin publicarea de informații pe site-ul oficial al primăriei, prin anunțuri afișate în zonele centrale și comunicate prin mijloace mass media și chiar pe pagina de grup Facebook, care este foarte vizualizată și are peste 5.000 de oameni, în care 3.000 și ceva sunt din Comuna Poleș. Înființarea postului de administrator public, de nou o să încep cu... Înființarea postului de administrator public este o unicitate pentru Comuna Poleș, dar după decursul a câtorva luni, se vede și plusul valoare pentru această funcție. Și o să spun câteva din proiectele care s-au întreprins. Câteva din proiectele care s-au întreprins de către domnul administrator public aici de față. Proiectele sunt pentru a atrage fonduri europene, 8 km de drumuri sătești în valoare de 108 miliarde de lei. S-a ținut o strânsă legătură cu Consiliul Județean pentru a duce drumul județean la așa fel încât a putea fi traficat în condiții normale. S-a ținut o strânsă legătură cu Compania Națională de Investiții pentru a atrage fonduri în vederea finalizării căminului Bucșești, aproximativ 20 de miliarde de lei vechi, plus 320 de milioane reactualizarea documentației și asta din bugetul local. S-a întocmit proiectul pentru parcarea din fața primăriei. S-a depus, se depune de fapt la gal proiectul despre care am vorbit din Brănești. Proiectele de drumuri, Prohozești, punctul Sava, Prohozești, Negreni, și acestea au fost depuse la Ministerul Dezvoltării, deoarece suma proiectului pentru a face aceste drumuri de la 3,7 miliarde de lei a ajuns la aproape 10 miliarde de lei și de aceea este mai greu să putem susține acești, bani. Deci s-a crescut aproape, de fapt, aproape a crescut 1 miliard. S-a depus proiectul prin activ pentru Căminul Cultural Cernu, pentru a doua oară, suma fiind de 11 miliarde de lei. Construirea podului Cernu, amenajare drum comunal, deci de la podul Cernu s-a trecut un proiect și amenajarea drumului până la intersecția cu DJ-ul, este de 8 miliarde. Din bugetul poporului s-a construit părculețul de joacă care lângă școala de la Cernu, dumneavoastră care trebuie pe acolo ați văzut. Acest părculeț de joacă s-a construit împreună cu cei de la ajutorul social și noi din bugetul local și din mai mult din forțe proprii, da, am făcut acest părculeț, este aproximativ 300 de milioane. Asta pentru că nu am avut un neapărat să facem proiect, pentru că ar fost proiectul 1 miliard ca să putem să facem acest lucru. S-au finalizat investițiile la Școala Generală Nicolae Șova în acest an, toaletele s-au în valoare de aproximativ 4 miliarde, n-am scris exact suma motamo, s-au alocat bani pentru anveloparea clădiriței din centru, aproximativ 1 miliard. Vorbesc în lei. S-au dezinfectat un număr de peste 50 de fântâni, s-au achiziționat tuburi de trecere, care au și fost puse în locurile cu probleme. Urmează să mai achiziționăm o parte. Se lucrează la proiectul pentru gabionul Cheștea, lucrări de 2,2 miliarde de noi, care suntem încurcați foarte mult de avizul de la ape, dacă cine știe și lucrează cu cea așa ceva, știu despre ce e vorba. A început proiectul de canalizare și apă, poate și dumneavoastră ați văzut, venind cei de la Cadastru prin comună, au lucrat pe 3 echipe săptămâna trecută, toată săptămâna au fost în zonă și am început acest proiect. Aici o, să zic o noutate, din discuția pe care am avut-o cu cei de la care fac cursă, care sunt cu proiecte de canalizare și apă. Toată comuna, înainte ca să pună canalizarea, toată comuna va trebui să aibă trasă apă. Deci apa va fi trasă tot din bani europeni. Dar înainte, toată comuna trebuie să aibă apă și după asta se va extinde canalizarea. După asta se va face canalizarea, după ce se vor termina extinderea de apă. Sunt în discuție și alte proiecte, bineînțeles pentru drumurile sătești, pentru că suntem în urmă și asta este pe primul loc acum. Am avut discuții cu un ONG despre dispensarul medical Poduri, care este deplorabil. Să spun așa, și o grămadă de lume merge aici la dispensar și dacă o îngheu împreună cu Betania. Betania ne-a mai ajutat, ne-am făcut școala de la Valea Roșii, care știți foarte, și-au făcut-o foarte repede. Dacă până la urmă vom putea să prindem acest lucru, ar fi minunat.
acestea sunt ceva de viitor, dar acum avem destule în lucru și sper să le terminăm pe acestea care sunt în lucru. Se află în discuție ca până în vara anului 2018 se asfalteze partea, partea de case al satului Buleni. Și o să vă spun de ce, pentru că împreună cu cei de la Stratum ați văzut că am pus niște interdicții și pe Săiești, sunt interdicțiile, dar și de la domnii consilieri știu despre ce e vorba, și la Buleni, acolo unde cei cu sonda trec cu mașinile acelea mari și bineînțeles că au făcut drumul praf, mai ales drumul județean. Li s-au pus această interdicție, în părere că nu s-a pus mai mult. Luna trecută au trecut 159 de mașini, înmulțit cu 1 milion cât a fost taxa, deci în bugetul primăriei lumea trecută doar de la mașinile care au trecut de la Stratum a fost de 159 de milioane. Deci cred că dacă se făcea un an, doi, mai că făceau... Acum am negociat cu dumneavoastră, de fapt n-am negociat, le-am spus foarte frumos că dacă până la 1 martie nu vin cu contractul semnat prin care să facă drumul prima parte și apoi altă parte, o să le scoatem interdicția și să punem, nu interdicția, o să le scoatem partea cu 1 milion și o să rămână doar interdicția. Și atunci o să vedem pe unde mai trec. Pentru că, până la urmă, este comuna noastră, sunt casele noastre, toate au demolat prin jur, vor încheia robinetul, vor și vor pleca și noi nu vom rămâne cu absolut nimic. Dar toate au un început, așa că și banii aceștia, ca să știți, pentru că se vor întreba ce se va face cu banii aceștia, se vor duce tot la repararea drumurilor, pentru că, așa cum vedeți, avem drumurile foarte, foarte proaste. S-au amenajat drumurile comunale, da, pe o porțiune de 1600 de metri pătrați și am vorbit despre asta și în ședință. Nu o să mă repet. Pentru Valea Croșei am fost mereu întrebat pe Valea Croșei și pe partea de la școală, pentru că drumul acolo este într-adevăr praf și s-a ajuns, nu se mai poate aproape circula decât foarte puțin pe o bandă. Azi că în bugetul viitor la an să alocăm niște bani pentru refacerea acestui drum, măcar așa cum putem, nu putem să-l asfaltăm, dar să refacem pentru că chiar nu se mai poate circula deloc, că mai degrabă ar fi numai balast, pentru că știi, mai pui o mașină de balast și trebuie. Dar acolo nu mai este nici balast, nu mai este nici asfalt, nu mai este absolut nimic. Dar asta vom vorbi la momentul oportun. După cum știți și ați văzut în media, nu numai pe pagina mea de grup și la televizor, comuna noastră, ca și fonduri europene, din ceea ce am cerut, a primit pentru drumul județean care pleacă de la cod de la Cernu, drumul DG117, a primit alocare de fonduri în valoare de 116 miliarde, cred că este unul dintre cele mai scumpe drumuri din județ, 4 km 200 de asfalt până la canton, pentru că e cât ține comuna noastră, dar știți că o să trebuiască să înceapă diferite documente, licitații, deci durează mai mult documentele decât lucrarea în sine. Acolo drumul este așa de scump, nu doar pentru că e vorba de 4 km 200 de asfalt, pentru că sunt aproape 2 km de gabioane care trebuie făcute pe marginea apei. Cred că după 3 ani de zile, după mers constant pentru drumul acesta la Cernu, cred că este o mare realizare pentru comuna noastră. Iar pentru drumurile Sătești am primit suma de 69 de miliarde. Asta ar însemna, din ce kilometri pe care i-am cerut, un total de 5,5 km. Probabil că o să vă întrebați unde sunt drumurile respective. Deocamdată nu o să pot să vă răspund, trebuie să merg când se va semna contractul. Voi merge la București și vom vedea acolo care va fi și unde vom pune, că sunt 3 proiecte distincte și atunci vom vedea pe care proiect vom merge. Eu zic că, până la urmă, dacă contează unde este pus, drumurile pot fi în comuna publică. Asta este foarte important. Iar alocarea aceasta de 70 de miliarde și de 116 miliarde, aproximativ 200 de miliarde pentru comuna Poduri, este una foarte mare. Eu o să spun că mă simt mândră alături de
echipa care a lucrat, domnul administrator public, el este foarte bun pe proiecte și cred că trebuie să îi mulțumesc. Dar și toate echipa, nu numai, ca să nu, că lumea se supără dacă nu spui de toată lumea. Și doamnul secretar și domnul viceprimar, tot suntem aici, deci toată lumea trebuie să mulțumesc și consilierilor care au aprobat aceste proiecte, pentru că este normal că trebuie trecute prin... Bine, nu văd de ce nu s-ar aproba niște proiecte ca să facem ceva. Și asta este evident. Deci, încă o dată, spun că aceste proiecte de finanțare sunt un câștig pentru comună și sper că în următorii 2 ani aceste lucruri se vor vedea și atunci altfel va fi ceva palpabil față de documente. Acum vorbim doar la nivel de documente. O să spun câteva cuvinte despre compartimentul contabilitate, taxe și impozite. Din punct de vedere al întocmirii bugetului, din punct de vedere al întocmirii tuturor documentelor financiare contabile, toate sunt la zi, toate sunt făcute conform legilor în vigoare. Există o permanentă discuție între contabili, între specialiști, pentru a fi la zi cu noutățile apărute. Salariile funcționarilor și a celor însoțitori pentru persoanele cu probleme sunt întotdeauna date la timp, nu există niciodată probleme. Se discută situația tuturor investițiilor, proiectelor, tuturor achizițiilor cu serviciu contabilitate pentru a avea un echilibru financiar. Primăria trebuie să pună din buget propriu și să plătească în locul datornicilor la Romprest, ceea ce este un efort financiar destul de mare pentru bugetul primăriei, pentru că, așa cum știți, dacă noi nu suplimentăm și nu avem bani de la oameni care nu vin și nu plătesc, noi atunci trebuie să punem, noi trebuie să punem ca să completăm, pentru că dacă nu completăm și rămânem în urmă cu o lună, două, cei de la Romprez nu mai vin. Spun, domnule, din momentul ăsta n-am mai venit. Omul care a plătit la 1 ianuarie și pentru tot anul ar trebui să sufere și pentru ceilalți. Așa că noi suntem obligați din bugetul local să facem acest efort și să completăm întotdeauna această factură. Deci pentru cei care au firme și pentru toată lumea. Cine nu plătește, plătim noi, dar să știți că această plată este tot din banii primăriei și tot din banii dumneavoastră. Asta e de fapt ideea. Mie mi se pare un pic cam, și știți că toată lumea vine și spune, eu n-am dat cu noi niciodată, eu nu dau, știți cum, sunt o grămadă. Că la mine nu e așa și atunci noi trebuie să suplimentăm. Cât o să mai putem, să mai facem. Dar să știți, ar putea la un moment dat să se ajungă să nu mai poată fi suplimentat acest cont. Și atunci, dacă nu o să mai vină gunoiul, nu o să fie neapărat problema primăriei. O să fie o problemă generală și atunci nu avem ce să facem, asta e. În unele părți, să știți că s-a asistat. Luarea bunării, pentru că nu au cu ce să mai plătească. Și acest compartiment, totdeauna, cei de la contabilitate au făcut în așa fel să lase câte o sumă ca să poată plătească aceste restanțe, să putem merge mai departe. La acest compartiment, vorbim de taxe și impozite, sunt lucruri care trebuie îndreptate și din partea primăriei, dar și din partea cetățenilor. Se reîncearcă o intrare normală în legătură cu tot ceea ce înseamnă impozitare plus taxe aferente care se plătesc către primărie. Asta după ce taxele și impozitele au fost introduse în sistem centralizat. Sunt persoane juridice care au de 400-500 de milioane de plătit, așa, un exemplu, de plătit aici la taxe și impozite și care nu vin să-și replătească. Ceea ce cred că nu este deloc bine pentru noi. Repet, până la urmă, degeaba unul îți face datoria și restul nu. Că nu o să ajungem nicăieri. Nu vă spun câte amenzi sunt. Amenzi sunt de sute de milioane. În urma hotărârii Curții de Conturi, care a fost ultima dată, a fost un avertisment pentru cei, pentru noi, pentru mine și pentru cei de la taxe și impozite, care știu despre ce este vorba, s-au trimis somații pentru aceste taxe și impozite, s-au trimis somații pentru amenzi, dar nu se poate rămâne doar la stadiul de somație. Curtea de Conturi ne-a pus în vedere că după ce trimitem somații, să fie acționați pentru a se pune coprire pe conturi, unde au conturi, să pună coprire pe conturi. Vă dați seama că e o situație destul de ingrată, să spun așa, pentru mine ca și primar, să mă duci cu coprire și dar nimeni nu vine să spună, domnule, hai să mai plătesc din ce am acolo, măcar 10 lei.
lei, măcar 20 lei, ca să vadă măcar că ai o bună, că ești bun, cineva la domnul Patrick. Și taxe și impozite, nu stăm chiar așa, nu stăm chiar așa pe rost, pentru că vin în general, să știți că bătrânii vin până la 30 martie, toată lumea vine pentru că mai este și 10% acea cum se zice, cutile de care au și tocmai de asta vin bonificații, iar după aceea încep se pună dobânzile. Dobânzile se pun exact după 30 martie, după 31 martie, încep să se pună aceste dobânzi pentru cei care n-au plătit taxele și impozitele. La compartimentul achiziții publice și urbanii, sunt două persoane care lucrează pe acest compartiment. Toată lumea știe pe doamna Catrini, da? Noua persoană a fost în concediu, doamna Avram. Este noua persoană care lucrează pe postul de achiziții publice. Este o persoană dinamică. Postul de achiziții publice a fost înființat în acest an și credeți-mă că acest post chiar a dinamizat și chiar are o plus valoare pentru munca noastră din primărie. Pentru că orice achiziție, așa cum am spus, se face prin contul de SIA, precum orice s-ar lua o piesă de mașină și hârtie și un creion și absolut orice, totul trebuie trecut prin referatul de necesitate, trebuie prin serviciul contabilitate, prin MAPA, prin MAN și după aceea se achiziționează. Deci nimic nu mai poate să fie doar de la discuție la discuție sau de la discuție cu ce firmă. S-au făcut un necesar de motorină pentru fiecare mașină pe care o deținem în primărie, necesar care nu a fost niciodată suplimentar, dar din contra a rămas din cota de motorină. Cotele de motorină, bonurile, foile de parcurs sunt deținute într-o ordine severă tot la Departamentul Achiziții Publice. La urbanist se emit autorizațiile de construire, știți, doamna, doamna Rodica, de demolare, se fac diferite documente pentru a sta la proiecte, cadastrări. Inspectorul de la urbanist face și muncă de teren, mergând la diferite cereri pentru măsurători, pentru situații de demolări la fața locului. Documentația, de, vă dau un exemplu, documentația pentru predarea școlii la muzeul Școlii Cernu, către muzeul satului, și pentru demolarea cămelului vechi de la Bucșești, care a durat aproape un an de zile doar documentația, a fost făcută de doamna Catrini și cred că ne ajută în mod direct la rezolvarea acestor probleme și cred că așa și compartimentul de achiziții și urbanism este pe un drum foarte bun. La compartimentul Secretariat Evidența Populației, prin nou secretar care este aici lângă mine, al Comunei Poduri, au apărut și noutăți în munca de secretar. Asta datorită faptului că Dumnezeu ține o strânsă legătură și cu alte secretariate la alte primării și întotdeauna documentele specifice care sunt adresate prefecturii sunt tot timpul puse la timp. Documentele ce țin de primărie sunt documente cu exactitate și cu celeritatea datelor. Tot ce ține de contracte, arendări, adeverințe sunt date la timpul timp și foarte puține cazuri pe care noi, ca și primărie, poate s-au mai întâmplat una, două cazuri, dar majoritatea se rezolvă în termen de doar de 30 de zile. Majoritatea se rezolvă pe loc sau a doua zi, depinde cât de gravă este problema. Deci nu cred că sunt persoane care au ținut 30 de zile un an aici și au venit după 30 de zile. Se lucrează la fluidizare și se lucrează cu fluiditate și perseverența asta pentru a da cetățenilor drepturile pe care aceștia le cer. Așa cum am spus, are o bună colaborare și cu alte secretariate din județ. În urma controlului, pentru că fiecare avem control pe fiecare compartimente, doamna secretară a avut acum control de la prefectură. A fost control pe secretariat și pe evidența populației. Da? Au ieșit foarte bine, fără probleme, cel puțin fără probleme de ordine legal sau de orice fel. La evidența populației a fost emis un număr foarte mare de certificate de naștere, certificate de căsătorie, de deces, dar vorbesc acum nu doar de cei care se află în exact foarte mulți au murit, nu. Sunt foarte multe, de exemplu, care s-au pierdut sau care nu le mai au și atunci cei de la evidența populației, să știți că este o muncă foarte stufoasă ca să poți să faci asemenea aceste documente. Nu e chiar tot la evidența populației, doamna care este, întocmește documentele pentru tichetele sociale ale copiilor de la grădiniță. Știți, copiii primesc acele tichete sociale de 50 de lei până în 6 ani, nu? Sau cum? Doamne, de la grădiniță, da. Hai să depun documentele pentru căsătoriile civile, din ce în ce sunt mai multe, asta este bine.
Deci, în concluzie, munca în ceea ce le privește este foarte bună și un lucru care este pus la punct și nouă cate și foarte bine întrețun este activa primăriei. Ea a început să fie foarte bine pusă la punct. Doamna de la evidența populației este cea care are și activa. Dacă până acum era un total dezastru, doamna este foarte consistentă, toate sunt foarte bine puse la punct, așa că compartimentul cu poliția locală, deci toate tot ați auzit în... Este adevărat că ei sunt în mare... cum să spun, ei sunt mai mereu pe drum și din cauza asta au și acele sarcini care sunt acolo. Dar în afara dispozițiilor prevăzute din lege în cadrul primăriei, în acest an s-au ocupat și de cei sprijini la ajutorul social, care au avut diferite activități de curățenie, ecologizare, altor la Casa Practică a Lucernului, altor la Biserica Sfântul Nicolae, la Sfânt Ioan, la bisericile din Bușești și Cornet, Prohozești, plus oameni care ajută permanent în unele biserici vorbesc, care sunt acolo în permanent, iar faptul că sunt permanent acolo, ei sunt trecut la ajutorul social, dar ajută biserica, ceea ce este instituția noastră. S-a dat un ajutor deosebit de cei de la 416 la părculețul de la Cernu și toate școlile la curățenie, cred că au fost, domn director, fiind aici, vă spun, cred că au fost trimise către cei de la poliția locală tot timpul. S-au întocmit documentele pentru cei de la ajutorul social, contaje, documente, dosare pentru aceste ajutoare și pentru asistență. S-a participat la diferite acțiuni ale Poliției Naționale pe timp de noapte, însoțind cadrele la diferite cazuri semnalate la 112. S-au ocupat de semn de circulație, este exact acea fișă care era trecută așa aici. S-au ocupat de semn de circulație pentru interzicerea circulației auto acolo unde este nevoie. Au ajutat și noapte la dezăpezire în perioada în care a fost nevoie, au ajutat la turnarea asfaltului pe DG117, au ajutat și oferit situații scriptice la dezinfectarea pânturilor de pe terenul public, au întocmit situații ISUS, MSU, au participat la toate situațiile de urgență. Tot la poliția locală se eliberează și numere pentru căruțe, tractoare, mopede, în ultimul an s-au făcut vreo 4 de înscrieri, iar toată treaba cea mai grea este că fiecare dintre polițiștii locali, împreună cu comisii de aici din primărie, merg la, în permanență la numeroasele petiții care sunt adresate de către cetățeni. Pentru că știți că sunt destule petiții, în fiecare zi apar probleme, în general probleme cu pământul și cu haznalele, pentru că dacă nu avem canalizare, este o problemă. La compartimentul agricol avem 3 funcționari publici, care fac parte din compartimentul agricol. În decursul ultimului an au eliberat un număr considerabil de adeverințe de rol, adeverințe de buletin. Au contribuit la întocmirea unor acte de proprietate, la întocmirea unor titluri de proprietate. S-au ținut în ultimele 6 luni o strânsă colaborare cu prefectură pentru a soluționa dosarele aflate pe rol, pentru a se elibera titluri de proprietate. Și răspunsuri, s-au dat răspunsuri la adresele venite din partea judecătorii, notariatelor, prefecturii, Consiliului Județean. S-a eliberat un număr considerabil de atestate de producător. Iar perioada de iarnă, munca este considerabilă datorită eliberării adeverințelor pentru ajutoarea de încălzire. Știți că încep și apoi de pe 15 mai încep să se elibereze acele adeverințe pentru ATEA, doar nu numai pentru cetățenii comune, ci pentru străinași. Deci cei de la compartimentul agricol sunt cei care fac asta, este vorba de Nenea Minuță, care știe toată lumea, este vorba despre Anca, care e în locul doamnei inginer Popa și despre Liliana Șova. Toți trei sunt aici, deci munca lor este una tot așa stufoasă din cauza foarte multor documente. Într-o ședință anterioară a fost cerut de către un domn consilier statistica a celor ce s-a întâmplat a titlurilor de proprietate. Avem statistica pentru momentul în care dumneavoastră doriți să o vizionați, să vedeți despre ce e vorba. Statistica făcută este la doamna Anca Coleriu și vă pune la dispoziție pentru o problemă. Dar să nu mai apuc să mai citesc aici. Compartimentul de asistență socială. În cadrul acestui compartiment sunt 2 funcționari publici împreună cu angajații UNICEF. Aici, domnul Dragastan este cumva la mijloc, dumneavoastră ajută și la compartimentul de asistență socială, ajută și la compartimentul de poliție locală. Așa a fost
dumnealui de când sunt eu aici. Un ajutor foarte bun din partea dumnealui, pentru că se pricepe foarte bine la tot ce ține documentație și tot ce ține de ajutor social, cunoaște foarte bine populația. Vorbim de ceilalți doi funcționari publici, doamna Badea și doamna Doina, și împreună cu angajații UNICEF-ului. Au format o echipă și vă spun că volumul de muncă din ultimul an a fost unul foarte mare datorită noutăților aduse în această perioadă, anchetele sociale efectiv făcute pe teren, asistență medicală pentru bătrâni la domiciliu, ajutoare acordate problemelor persoanelor cu probleme materiale, ajutoare în bani sau în bunuri, alimente, lemne, haine, toate acestea au fost făcute prin sectorul de asistență socială. S-au întocmit dosare pentru persoanele cu handicap, dosare pentru angajarea soțitorilor, alocații complementare, alocații de susținere. S-au împărțit ajutoarele alimentare prin programul COAD. Și aici este o chestie, tot așa se vorbește la feșanțuri. Ele au fost împărțite nu știu cum și nu știu ce fel, cine a luat și cine n-a luat. Nu, pentru ca noutate este următorul lucru. După ce au venit toți cei care au luat pe liste, ajutoare au rămas o grămadă de oameni de pe listă care nu au venit. În momentul în care nu au venit, poliția locală, împreună cu asistența socială, la fiecare listă i-a defistat și folosind, bineînțeles, mașina primării, că doar nu am să folosesc numai pe a mea, că de obicei numai cu a mea merg, au mers la fiecare acasă și au dus aceste cutii cu ajutoare, ceea ce a fost o noutate, deoarece vă spun că mulți cetățeni, cel puțin din partea aia, de Săcătura, în partea aia unde nu puteau să vină, niciodată nu au primit aceste ajutoare, poate nici nu au fost înștiințați, așa cum ar fi trebuit să vină după ele. De asta spun că este o noutate. Și prin asistența socială se fac aceste lucruri. S-au făcut acțiuni cu UNICEF-ul, copii defavorizați, au fost monitorizați bătrâni, mai ales pe timp de iarnă. UNICEF-ul a făcut acțiuni și în școli și în cadrul, de exemplu, școlii de vară care a fost acum. Acțiunile Serviciului de Asistență Socială aduce o plus valoare în proiectele de finanțare europeană, deoarece parte din activităților lor vor face sau fac punctajul proiectelor sociale. Contează foarte mult ce activități sociale sunt și ce activități se fac în continuare, pentru că la anumite proiecte, dacă nu ai activități, nu ai punctaj ca să poți să treci un proiect social. În cadrul compartimentului juridic, în acest compartiment, anul acesta a fost înființat postul de jurist. Am avut și, dar nu mai discutăm până eu vorbesc de anul în care sunt eu. Locul a fost ocupat de către un jurist cu experiență prin concurs. Au fost preluate vechile dosare aflate pe rol. S-a discutat despre ele în toată lumea. Sunt dosare care au aproape 20 de ani de judecat. Deci, cu foarte mari frustrate vechi în judecătorii. Sunt de către 19 ani, de 17 ani, am văzut de 20 de ani. Și volumul de muncă pentru juriști este unul destul de mare. În urma controlului curții de sol și la sesizarea acestea au fost deschise de către juristul primăriei un număr de dosare penale și un număr de dosare civile pentru recuperarea prejudiciilor încă din anul 2008. Dumnealui în timpul programului și în fiecare miercuri este alături de cetățeni și cine dorește să primească consiliere juridică, miercuri a început de la ora 10, are program cu domnul jurist este aici, sunt domnul Dobrovăț, pentru cine nu cunoaște și poate vreodată vreo problemă juridică. Mulțumesc, domnul Poșa. O parte din munca dumnealui nu este neapărat să fie să stea cu noi aici în primărie, o parte din munca dumnealui se face la tribunal și la parchet, acolo unde, de fapt, trebuie să-și facă treaba. Eu spun că ex-consilieri și o bună colaborare, ca și cu toate celelalte compartimente, nu doar cu mine personal, pentru că aceste dosare care se fac trebuie să documente de la toate compartimentele și așa că chiar colaborarea este foarte bună. Să vorbesc un pic și despre biblioteca comunală. Biblioteca, știți, doamna Narcisa este cea care lucrează. În cadrul bibliotecii nu numai faptul că trebuie să ai grijă de acele, nu să ai grijă acum, vorbesc scripturi, trebuie să tot timpul aduse la zi, trebuie să înregistrate. Acolo la bibliotecă, din câte știți o parte dumneavoastră, sunt și acele calculatoare unde vin copiii și stau și preiau informații de la calculator, din copiii satului care nu au acasă internet. Doamna bibliotecar nu numai că dă aceste cărți, dar și supraveghează ceea ce fac copiii și are o activitate foarte bună.
Acum trec, chiar dacă e compartimentul de deservire și l-am lăsat oricum, este vorba despre conducători adjunct, administrație, cămin, goar și patru. În cadrul acestui compartiment sunt un număr de 8 persoane, 4 conducători auto, un goar, un administrator cămin și 2 patruci. Am lăsat nu neapărat la urmă treaba asta, dar să știți că este un domeniu, un compartiment foarte, cum să spun, toată ziua suntem pe capul lor, nu numai eu ca și primar, dar și oamenii din comună. Cel puțin de când am venit eu, se muncește non-stop, atâta timp cât ne permite, bineînțeles, și programul. Se muncesc și s-au muncit ore și peste program. Când a fost, nu mai vorbesc de zăpezile, unde sunt stat zi și noapte pe drum, au existat și mulțumiri, au existat și nemulțumiri. Normal că n-ai cum să mulțumești absolut pe toată lumea. Lumea ce nu înțelege, am văzut că toată lumea dorește la o dezăpezire pentru sunteți aici să se facă atunci argumentul ăla pe ulița lui. Nu, nu este așa. Trebuie să dispunzi ulițele mari și drumurile mari ca să poată circula și apoi să mergi pentru fiecare parte. Acum și ei sunt foarte solicitați. Toată lumea, mai ales de perioada asta, sunt venite foarte multe persoane din străinătate și toată lumea mai construiește ceva, mai face ceva, toată lumea vine să închirieze. Mult o să știți că am achiziționat o autobasculantă marca Volvo. Știți că ea de fapt este luată de la cineva de aici, din... este luată de la cineva de la Corte, nu? Sau vine de la Cernu, da? Deci este luată de la o familie de aici, de la Cernu. Spun treaba asta pentru că tot au tot felul de cricotaj, tot felul că nu știu cine a avut, nu știu ce treabă. Chiar ca parc am avut cel care a făcut, să spun așa, toată lipeala asta, că există o mașină bună și așa. A fost Dorin, care este de aici de față și n-a avut nicio treabă cu nimeni, nici din familia mea, nici habar n-am avut. S-a dus, a văzut și am zis, domnule, dacă tot este aici și prețul este unul bun, chiar dacă este la mâna a doua, așa mi-e permiteam așa un preț extraordinar. Deci asta e povestea acestei rabii, care tot au tot felul de comentarii, care nu și-au rost. Deci bunul excavatorul, după ce a început Nerea Petrică Bântăi, el este nou, pentru cine nu-l cunoaște aici primul, că toată majoritatea cazurilor se trage de el. Bunul excavatorul a fost reparat de nenumărate ori, asta și datorită vechimii, s-au pus caucuburi, s-a reparat roganul, deoarece starea sa tehnică era una deplorabilă. Raba deținută a necesitat și ea diferite intervenții, pentru că știți că până am cumpărat mașina asta, am mers cu raba și acum știți fiecare cam ce vechime are raba și cam în fiecare zi să rupea câte ceva. La fel și la tractor au fost aduse îmbunătățiri, pentru că și tractorul s-a stricat. S-a cumpărat această pătrată voidală pentru șanțuri. Vor începe cât de curând să mai terminăm cu licențele pe care le au la și vor începe să facă acele șanțuri pe marginea drumului. Să știți că toată lumea vine și spune, domnule, să facem șanțuri, să faci în momentul în care se ajunge la el, pe proprietatea lui, deja nu mai este de acord. Sau vrea cu totul și cu totul altceva. Nu știu, există o mare așa, imediat se întoarce lumea de la un moment la altul. Vrea ceva, doar nu vrea altceva. Dar o să vedem atâta timp cât este pe domeniul public. Cred că o să trebuiască să asculte ceea ce mai spuneți. Au fost închiriate utilajele, este vorba despre 80 lei pe oră. Pentru cine vrea să verifice, sunt chitanțe tăiate pentru aceste închirieri. Programul utilajelor, încă o dată spun, este extrem de încărcat și facem efortul deosebite să putem servi pe toată lumea. Eu încerc să putem servi pe toată lumea, dar să știți că este foarte greu. Pentru că sunt foarte mulți și sunt foarte multe probleme, mai ales pe partea asta cu drumurile. O parte dintre conducătorii auto merg pe microbuzele școlare. Le mulțumesc pentru că acolo sunt copii și nu au avut loc niciun incident. Asta contează foarte mult pentru că sunt copiii noștri și trebuie să avem foarte mare grijă de ei. Am scris aici și s-au făcut cu budă excavatorul, nu are rost să vă mai țin pentru că deja este aproape prea mult. S-a încercat de a schimbarea albei la negren. La negren din nou se trece foarte greu, iar s-au abonat apa și iar nu se mai poate trece din negren pentru Moinești.
asta ce este dat acum. Acum, ultima dată, s-a lucrat un pic la, s-a îndreptat drumul la Prohozești spre Simești. În următoarele zile, cu domnii de la compartimentul de servire, vom lucra tot așa pe drumul și acolo unde este nevoie. Va trebui la un moment dat să dăm jos și căminul de la Bucești, căminul vechi. Despre pasnici, ce pot să spun? Să vină fiecare seară la muncă, este normal să vină pentru că e serviciul lor. Își prestează serviciu, așa cum ar trebui să și presteze. Un singur minus am, cei cu câinii din fața primării, știți problema că am zis că să-i mai alugăm, pentru că dacă îi ținem aici să ne păzească și pe noi, de asta vin. Doamna de la serviciu și administratorul căminului își fac treaba cu punctualitate și seriozitate. Asta pentru că dumnealor au aici și un program în care sunt mulți, sunt diferite evenimente și muncesc foarte mult pentru aceste evenimente atunci când sunt. Sunt și zile când sunt un pic, e mai mult relaxare, dar în general, atunci când evenimentele, ca să iese evenimentele foarte bine, atunci se depune o muncă și din partea dumnealor. Și aceste evenimente sunt susținute în mod deosebit. Mai sunt câteva lucruri să spun, dar cred că deja am început să plictisesc și știu că noi ce trebuia să citesc acest raport, pentru că așa era normal să citesc după un an. Sunt o parte din acțiunile pe care eu le-am propus ca și primar. Știți, ca pe fiecare când își face raportul singur, el este interesat în mod deosebit să fie raportul bine și să aibă lucruri bune de spus. Nu mă declar extraordinar de mulțumită de activitatea mea de un an de zile, dar mă declar mulțumită. Nu pot să-mi dau nota 10, dar mai sunt, dar pot să-mi dau măcar 5 ca să trec, nu rămân corigentă. Domnul Jean Isuze. Și vreau să spun că trebuie să mulțumesc foarte mult echipei cu care lucrez, pentru că să știți că dacă nu ai o echipă în spate care te ajută degeaba, poți să vrei să faci foarte multe, dar dacă echipa de spatele tău nu te ajută, să știți că primăria a schimbat foarte mult din echipa pe care o avea, e o echipă de oameni tineri și o echipă de oameni profesioniști. Acum nu am nimic cu restul muncii, a ieșit la pensie, a trecut, este o vârstă, toată lumea trebuie să ajunge, sper să ajungem, să fim sănătoși, să ajungem la vârsta de pensionare, dar în locul dumnealor au venit oameni profesioniști care își fac treaba foarte bine, vă spun, și sunt foarte serioși. Apropo și de codul ăsta de etică care nu era domnul foarte bine informat, să știți că noi avem niște ședințe pe care le facem cu toți salariații primăriei, ne întâlnim uneori, poate dată săptămână sau două ori pe săptămână, unde discutăm cam ce se întâmplă și cam ce ar mai trebui și ce n-ar mai trebui. Un punct pe care eu acolo îl am tot mereu și îl spun că toată lumea care vine aici să fie servită și toată lumea să nu fie nimeni trântit, să nu fie nimeni nimic, și cum putem să servim cu zâmbet pe obiectiv, până la urmă, lumea vine aici la primărie, de obicei are probleme. Dacă și tu, ca și funcționar public, îl mai iei și îl mai trântești, unde se mai poate duce? Deci vorbesc de problemele administrative. Problemele spirituale merg la părinți. Da. Da. Așa că... Probleme urmănesc? O să... Da. Eu o să mă ridic în semn de respect. Aveam și aici ceva notat. Nu o să mai citesc ce am notat aici, pentru că e mai bine așa, era ceva mai acid. Dar nu mai are rost aciditatea acum. Vă mulțumesc foarte mult că astăzi, după un an de zile, mi-ați dat posibilitatea să arat măcar câteva lucruri din cele pe care le pot să le fac. Sper că să mă susțineți, chiar în afară de ranchiurile astea politice, sper să mă susțineți să facem niște lucruri bune pentru noi, până la urmă. Noi trăim în această comună, nu neapărat trăim partii de unul cu altul, trăim oameni unii cu alții și cred că asta, de fapt, este cel mai important. Adevărat este că acum este o filozofie, ceea ce spun eu, pentru că ieșind de aici, tot asta va rămâne în cap tuturor. Dar, din punct de vedere administrativ, să nu aveți impresia că nu voi face tot posibilul ca pe fiecare dintre dumneavoastră, atât cât pot, bineînțeles că sunt și lucruri care poți să le faci,
să încerc să îi mulțumesc și celor care m-au votat nu le pare rău că au pus ștampila acolo în dreptul numărului meu. Mulțumesc părinților care și-au făcut timp să vină și au asistat. Mai, na, e adevărat, și eu mai stau la fund, mă mai ghiotesc, dar acum... mulțumesc copiilor care au venit aici, să știți, chiar am fost emoționată pentru momentul acesta. Și acum, dintre dumneavoastră, sunt convinsă că dintre dumneavoastră mai sunt care vor să spună un cuvânt două, numai să nu mă întreceți pe mine, că dacă mă întreceți ce am spus eu, s-ar putea să ne apuce. Sunt foarte multe probleme administrative. Nu a trecut decât un singur an. Eu sper că în 4 ani aceste probleme administrative care astăzi încă sunt, să fie din ce în ce mai puține. Asta, de fapt, cred că este dorința tuturor și dorința tuturor cetățenilor. Eu, știți cum, așa cum scrie în jurământ, îmi voi pune toată priceperea. Acum, cât se poate și pricepe o femeie, dar având în vedere că această echipă este una așa bună, tânără și vivace, și frumoasă, de ce nu, și cu consilieri foarte... care sunt consilierii, sunt oameni de caracter, sunt oameni care au funcții, sunt oameni care au o experiență politică și sunt convinsă că la un moment dat poate să le iese tot deoparte și să trecem să spună de unde s-a trecut, domnule, uite, aici s-a făcut ceva. De fapt, asta este ideea. Mulțumim! Care vreau să continui, dacă îmi dați voie, că mi-am notat că aici așa, doamna primară. Domnul Bia, propun să votăm punctul 18 și trecem la diversie. Și după aia discutați primul, sunteți. Da? Bine. După aia să vă încheie și așa vom face, domnul președinte, cum trebuie. Hai, ridicat. Da, vă aveți cuvântul. Da. Mi-am notat aici următorul lucru, doamna primar. Lacrimile nu. Lacrimile sunt cu tristețe în suflet, nu. Eu vă sfătui ca un om cu părul alb, ca acești cărcotași, ei rămân fără obiectul muncii dacă nu le dăm atenție. Și dumneavoastră, cu un suflet sensibil, cum vă știu, ar trebui să-i neglijați în totalitate, pe cât omenesc posibil, în afara funcției, bineînțeles. Cel mai important punct de pe ordinea de zi din cele 18 puncte, domnul președinte, gândesc că este acesta legat de copilași și mi-am notat aici că ei sunt florile sufletelor noastre. Felicitări educatorilor, profesorilor, părinților, sunt, dacă vreți, comori neprețuite ale comunei noastre. La fel cum sunteți voi astăzi, au fost foarte mulți din cei mai în vârstă la timpul nostru. Despre activitatea doamnei primar și o felicităm cu prilejul aniversat de un an de la primirea mandatului și felicităm și pe domnul consilier. Doamna primar este un primar sensibil, multă sensibilitate. Cine crede că este un dur, nu are dreptate. În sufletul domniei sale se ascund rubine prețioase ale iubirii. De asemenea, este un primar cu proiecte viabile și realizabile. Atunci când spui să apar Valea Șoșii, n-au visat țiganii în viața lor asfalt până la Părintele Daviduță pe Valea Șoșii, spui domnul primar Dobrovăț. Atunci când spui pe corne să apar, spui primarul Dobrovăț. Când căminul ăsta în care vă aflați dumneavoastră, spui primarul Dobrovăț și multe alte lucruri. Ce vreau să spun? Că în urma noastră suntem trecători în funcțiile acestea care le deținem. Să rămână ceva. Doamna primar Albu dorește domnia sa ca în urma mandatelor, și vedeți, doamna primar, că am folosit plural, mandatelor, să rămână lucruri
deosebite făcute cu un sprijin deosebit. Și de asemenea, aș dori tare mult că, doamna primar, totul se realizează dacă ai bani. Dar dacă știi cum să-ți apropii și să aduci banii la primărie prin proiecte viabile și s-au dus pilele de altă dată, stimați concetățeni, stimați domni din fața noastră, acum proiectul bun este trecut, ce rău este dat la urmă. Nu am făcut totul noi. Atât mă uit cu un suflet așa amar când îl văd pe Nicușor Balaban la mine, are o problemă deosebit de spinoasă cu sediul poliției vechi. O să ajungem de așa natură să aducem Nicușor bucuria și în sufletele familiilor dumneavoastră. Că terenul de sub poliție va aparține. Dar poliția, clădirea în sine, poliția veche, este a Ministerului de Interne. Ei se leagă niște lucruri deosebite, dar cu timpul le va rezolva. Totul se realizează, doamna primar, și eu sunt convins că aveți dreptate, a spus și dumneavoastră, dacă ești sprijinită, în primul rând, de cetățenii care te-au votat. Consilieri și consilieri în totalitate, de salariații din subordine, preoții din parohii, poliție locală, comunală, bibliotecă comunală, cadre didactice, domni directori, cadrele medicale și multe altele. Eu vă spun cinstit, te furnică pe spate când am auzit 116 miliarde 4,2 km de asfalt de la Cernu până este visul Preasfinției sale, Părintele Arsenei, cât s-a chinuit domnul Dobrovăț și noi și toți cei care am fost consilieri și am pietruit, am balastat drumul ăla spre Cernu, dar vă spun, ne-au luat câteodată valurile și nu mai puteam să abordăm alte proiecte. Au venit inundațiile din 2005, au venit alte și alte și alte probleme. Mă bucur de un om sufletist, doamna primar, ce sunteți în fruntea comunei astăzi, să vă dea Dumnezeu sănătate dumneavoastră și familiei și să știți că sunteți respectată atât de cetățenii comunei, de tot ce mișcă în comuna asta și de Consiliul Local. Ori mă duceam și făceam bază la cooperativele care îmi dau asfaltul, ori plăteam bani. Acum nu știu, nu știe nimeni. Am întrebat și eu, am întrebat contabile, doamnă, ce bază, ce mi-i plătesc eu? Am întrebat pe Iulian, zice, băi, n-am votat așa ceva. Nu știe nimeni ce bază, ce se plătește bază. Nu a rămas cu vechele, obicele, pe timpul ce au zis. Cât a venit plătit, cât mi-i plătit, domnul, bază? 91. Cât? 91. Dar ești cât din mult, nu? La pensie, mici studii. Nu, am zis de cât timp, ține 6 de ani. Știu eu, atât scrie. Păi e 6 de ani. Banii ăștia sunt pentru cei care stau și păzesc primăria, deci se duc în buget, noi de acolo plătim salariile lor. Doamne dragă, prin pasnici au carte din mult, îți plătim distanță, doamne. Și nu trebuie să plătim, noi plăcem operativ, trebuie să mai arătați cu cei înțelegi din timp. Vă spun eu că așa e. Ați găsat un pic de timp, dar nu dat voi. Deci eu sunt plătit de stat, dar din banii de-a voastră. Eu știu că pe scoleală de la București s-a adunat banii. Uite, eu venit din stat mai mult din 9 ani. Și eu venit să aluc uitați de plătit, unde niciodată nu a intrat nici tractor, nici mașină șurii din niciodată nimic. Și nu s-a tăiat venit că e mort din 9 ani, s-a luc 82 de lei și mie mi-a venit 350. Eu, salubritate, până nu intră la poartă, la mine se vede duroiul, 5 bani. Păi, eu plătesc un serviciu care nu se face. De salubritate, plătește toată lumea care este viu. Eu din țările prima ta, dar vine mașina la poartă, știe, dar eu ce... Deci eu plătesc și nu plătesc.
privire la colectarea deșeurilor menajere, de la unele persoane, se colectează în funcție de condițiile în care poate să ajungă în așa. La dumneavoastră, mă puțin, haideți să facem un timp de discuție. Dumneavoastră, în zona în care stați, sunteți deservit prin container care este pus la domnul Apriotesia. Mergeți cu noi la container, vine containerul și preia. Condițiile unde stați dumneavoastră, nu poate ajunge mașina de salubritate. Aveți condiții de a preda deșeul la containerul de la Codul. Și din cauza asta. Îmi place foarte mult toate aspectele, îmi plac foarte mult toate aspectele. Acum era să o dau în bară cu gramatică și era să spun că îmi place de domnul Vasilic cu rană cu pe în regulă. Aș vrea să vă mai spun și eu ceva, că e un defect profesional. Aud și la televizor pe foarte mulți. Nu este începutul la noi, nici sfârșitul. 12 și 12. Atunci când urmează un substantiv așa, băieți, 12 băieți, 12 fete. Am auzit aici un 12 luni. 12 luni, dar în regulă asta e 1 și 2 și toate care se termină cu 1 și 2, e o formă după masculin, feminin. Și sună foarte urât, vă spun. Nu numai pentru mine care au luat, pentru și pentru mulți alții.
Și în altă ordine de idei, strategia aceasta, că dacă nu am trecut la aici, nu e ce? Planul, după aia așa, după aia, este o birocrație și un volum de hârtie. Și mă gândeam la un mare critic cât era, care spunea la un moment dat, poezia este o nobilă inutilitate. Știți? Nu, nu prea îmi place. Aici ar zice că această hârțogăraie, așa zic, ca în ghilimele, este o nobilă inutilitate. Și asemenea, mă uit la Costică mereu și dacă s-au luat după propunerea domnului Bia, care e bun intenționat, ar trebui... La tine am văzut doi mestecănei frumoși la pământ. Nu-i trăiască, eventual pune o floare în ei. Nu-ți băiețăi, dar nu-mi place, dar eu nu-mi fuc am acolo. Am zis, am zis, dacă ești mie, nu-mi fac mestecănei. Să știți că mestecănei este pomul popular, caracteristic poporului rus. Are și melodii și extraordinare. Și mi-aș... De-aia, vă rog să nu vă supărați mine. Am văzut că tonul discuției s-a acutizat în momentul când a fost vorba despre salarii, despre mărire, despre probleme. Eu m-am bucurat foarte tare că mi-a mărit salariul cu 100, pensia cu 102 lei sau 105 și la după am ascultat așa, e foarte bine. Oricum se trăiește mai bine, trăiește, chiar dacă dăm mai mult bani pe gunoi, deși nu vine mașina, unii care nu au televizor plătesc bani la televizor, deși nu au televizor. Sunt asta, am intrat într-un fel de comunism crâncen. Și acum la salariul lui doamna primar, sigur pe cală nu mai are nicio șansă să se bage în sac și zice că mă neacă că nu vreau să fiu primar, că nu sunt nici lui primar. De povestea nu mai e valabilă, dar cea bani, după intră pe cală, pot să vă omori. Și acum o felicit pe doamna pentru intensitatea activității, este și tânără și în stare să conducă și să se implice în toate problemele. Și acum un moment pentru cei care nu mai sunt, două, trei strofe. Întrebat am vântul călătorul, bitiviu pe care aleargă norul spre albastre margini de pământ. Unde sunt cei care nu mai sunt? Zis avântul, aripile lor nevăzute mă lovesc în zbor. Întrebat am luminata ciocârlie, candela ce leagă în întărie unde lemnul cântecului sfânt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Zis a ciocârlia, s-au ascuns în lumina celui nepătruns. Întrebat am bufnița cu ochiul sferic, oarba care vede pe întuneric, tainele nespuse de cuvânt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa bufnița, îi veți vedea când marele întuneric va cădea. Adică când merge și noi acolo și vom vorbi pe fir direct și personal cu bunicii și străbunicii. Felicitări! Domnul Costescu, aia, uite, foarte scurt. Deci, ca să evităm discuții pe viitor, vis-a-vis de documentele avute acolo, rog doamna secretară cu două, trei zile înainte, să depună statutul, cum a fost azi, mă rog, toate documentele, cine vrea să vină să studieze, ca să nu mai fie discuții în ședință de necunoștință. Doi, a spus în planul de mătut pentru sfera comunei, curățare trotuare. Mă rog, nu știu, eu îmi punem acolo, mărirea numărului de coșuri, deci în parcuri, în zona școlii și altceva. Da, se poate 36. 3. Dacă măriți salariul la padici, s-a mai spus să aibă grijă să mai fie și câinii pe aici, pentru că azi noapte la ora 3, vă spun că am somn, dar din greșeală trebuia să mă duc undeva, un dietor nu putea să treacă aici, din Brăniști, spre centru. Trebuie să evitim. Poți. Altă problemă. Am văzut că dacă se poate, drumul spre domnul Bia, de la interdicție la Balaban, de unii sunt faimoși și mesteceni, mai trebuie reparat un pic. Poate aveți în vedere pentru 8 ori viitoare. Deci 100 de metri. Nu a fost acum, a fost pentru că va fi momentul în care va veni galul și atunci va fi pus cauza asta în funcție. Da.
Tot aici aș vrea să spun, vis-a-vis de problema cu gunoiul. Că sunt care nu dau bani de primăria, dar dacă... Deci eu sunt curios, dacă nu dau bani, aduc gunoi? Dacă nu aduc gunoi, unde îl depozitează? E o problemă. Deci asta trebuie să vedem. Și ultima problemă care vreau să o subliniez este că felicit copiii care au fost atât de buni și au dus faima comunei Poduri, mă așteptam să fie mai mult, să răcim bugetul primăriei, dar deocamdată ne-am îmbogățit cu niște copii foarte, foarte buni. Felicitări încă o dată! Luam așa între 9 și 10, chiar făceam o gaură în buget, dar pentru că suntem novici la capitolul ăsta, pe anul viitor, când vor fi copii mai buni, mai mulți, atunci putem să și noi prin buget putem să facem o mai mare gaură pentru că copii. Să știți că Comuna Poduri, din punctul ăsta de vedere al educației și al examenilor trecute, un număr foarte mare de copii, cred că nu cred că este doar unul, parte care nu a luat bacalaureatul, nu știu exact, chiar situația exactă, dar majoritatea sunt copii de 9 și de 10, de 8, 9 și 10, cu o situație foarte bună la învățătură, copiii ai Podurenilor și la examenul de capacitate și la examenul de bacalaureat. Așa că și având aici în față pe domnul director, vreau să știți că dumneavoastră tocmai a trecut de concursul de director, de acum 4 ani de zile nu mai are nimeni treabă cu el să întrebe dacă mai ești, dacă nu mai ești, când mai ești. Vreau să-l felicit și chiar pentru munca care este depusă, deoarece copiii ăștia, ca să ia 10 la examen, trebuie să aibă și niște profesori buni, trebuie să aibă și un învățător bun, bine, că și, de fapt, ADN-ul și asta este prima dată, dar zic eu că și colegii mei profesori merită, începând de la educatori, care sunt și aici de față, și până la profesorii de la liceu, merită aplaudați, mai ales că avem aici și doamne, doamna învățătoare Bunica, îmi face foarte mare plăcere să fiți astăzi aici, chiar nu m-am o să discutăm, o să... Asta este de discutat între noi personal, aici nu. Da, mulțumesc. Domnul Iscornel. Doamna Tinica, să știți, da? Să o... să-i dăm prietatea că e bună. Vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat. Mă bucur pentru lucrul acesta. Observ că aveți o activitate foarte bogată, complexă, dar aveți și pârghiile și voința de a rezolva aceste lucruri și eu vă doresc în continuare mult succes. Vreau să ridic problema cămenului de la Bucșești, dar am văzut că e pusă în plan. Sperăm și vedeam că și ulița noastră va fi, dar bănuiesc că în viitor apropiat, acolo trebuie și niște, știu eu, pe podeție și bănuiesc mai de la centru, când vine apa puternică și mare, se fac tranșee. Dacă ați văzut la Prăjești, foarte frumos e realizat acolo în comună podețile respective și lucruri de calitate. Și apropo de Prăjești, au un muzeu deosebit și bine ar fi ca și la acolo să eu aș fi de acolo și da, să se zacă cam asta. Succes! Referitor la premierea copiilor premiați de la noi din comună, s-a împământenit că ei să fie recompensați pentru rezultatele la învățătură. Anul trecut, o serie de copii de la gimnaziu au profesionalitate religioasă, au fost premiați. Anul acesta a continuat cu cei care au fost la VAR. Se va împământeni acest obicei, pentru că, într-adevăr, sunt niște copii cu rezultate deosebite. Mai departe, pentru doamna primar, o mică recomandare. Iluminatul pe Valea Șoșii suferă de câteva zile, nu știu care este problema,
Este iluminatul la Valeașor și sunt câteva nopți când nu funcționează, s-a mai remediat, e o dificultate mai mare. Dificultate mai mare, cum găsești, cam a fost pe... Au fost zile în care erau obiectul adres, au fost... Dar e o vreau să vă anunț că în perioada 17-19 iulie la Inspectoratul Școlar Județean Bacău a avut loc concursul pentru ocuparea postului de director pentru școala gimnazială de Nicolae Șova. Din partea Comunei Podere a participat directorul în funcție de domnul Busiu Hion, domnul profesor Busiu Hion, și a câștigat acest concurs. Deci în următorii 4 ani, domnul a fi director în funcție de școală. Și la împlinirea unui an de mandat, felicita doamna primar pentru începutul de activitate, pentru rezultatele promițătoare, pentru perspectiva pe care o oferă Comunei Podere. Vă mulțumesc! 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 Apropo de materiale de ședință, eu pot la dispoziție la ședința de comisie, fiindcă un dosar de ședință al meu are peste 200 și ceva de pagini, care îți pot în 3 exemplare. Nu permit sau nu ne permite ca ședință să-l poate în cel puțin 4-5 exemplare. Deci eu pun la ședința de comisie la dispoziție și ne dorește să vină să-l citească cu mare drag, nu avem nimic de ascuns. Poți să vedeți. Poți să vedeți. Așa, dacă tot am vorbit mult, să vorbesc până la capăt. Încă o dată vă mulțumesc. Chiar sunt emoționată. Să știți că nu am lacrimi în ochi pentru că am așa, sunt un om emotiv și sunt un om care are emoții atunci când trebuie. Să știți că în momentul în care nu sunt emotiv, să știți că pot să dau și cu pumnul în masă, să nu credeți că nu, mai ales pentru probleme care sunt stringente. Am o capacitate de răbdare extraordinar de mare, am o răbdare cu foarte multă lume care, mă rog, știți cum e funcția ta, în general te vorbește, nu puțin sunt cei care mai te fenice, dar în general ești vorbit, asta este ideea. Că ești vorbit, în general se vorbește că ar trebui să facă așa, toată lumea știe. Eu invit pe cei care știu foarte bine și care au ceva de spus, 3 ani de zile de acum pot să pregătească să vină să candideze pentru că locurile sunt libere și oricând poate să vină să candideze pentru funcția de primar. Eu atât timp cât sunt aici nu fac nimic pentru a atrage o altă funcție și un alt mandat. Fac ceva pentru că am și eu copil și pentru că vreau și eu să stea într-un loc frumos, să stea într-un loc civilizat. Și pentru că toți care suntem astăzi aici merităm aceste lucruri. Și dacă eu acum, în momentul acesta, pot să fac aceste lucruri, le fac. Dacă n-aș putea, nu le-aș face. Dar nu, sub nicio formă și nici nu m-am gândit vreodată că, vai de mine, fac lucrul ăsta, că dacă cumva nu-i mai ieși primarul celălalt mandat. Nu. Deja nu credeți că este o muncă foarte ușoară. După ce am preluat mandatul, mi-am dat seama că, de fapt, m-am brăgat într-un loc, într-o treabă care nu e chiar așa de ușoară. Dar dacă tot am intrat și dacă tot lumea așa pus să spun așa câte un pic de speranță în ceea ce fac, vreau să fac ceva ca să nu fac de râs, în primul rând, femeile, pentru că sunt femei, și în al doilea rând, să nu le facem de râs ca și comuna, adică să fim undeva acolo unde este locul. Oamenii din comuna Bozuri sunt oameni nu numai inteligenți, oameni gospodari, gospodării foarte frumoase, oameni care reprezintă ceva chiar în țara asta. Mai vorbesc, domnul profesor aici mai câte cărți, a scris dumnealui și că este foarte cunoscut. Dar asta pentru că m-am uitat la dumnealui direct, aș putea să spun de fiecare câte ceva de aici. De exemplu, gardul este acolo în spate, nu spune nimic cât de multe activități sunt aici, o grămadă de lume care are activități care nu sunt cunoscute numai la noi în comun, care sunt cunoscute și mai departe. De aceea, încă o dată spun, dacă fac ceva, fac doar pentru faptul că vreau să fac și că îmi place să fac, numai să pot, că asta este ideea. Atâta timp cât voi putea și voi fi sănătoasă, ceea ce vorbesc și dumneavoastră, să fiți sănătoși în primul rând, că asta este cel mai important, în rest putem să facem foarte multe lucruri. N-am spus nimic de doamna Paulina, care este îmbrăcată așa frumos și a venit tradițional îmbrăcată. Vă mulțumesc, Paulina, pentru susținere și mă bucur că sunt ceva femei aici. Și din prietenii mei și Alina este acolo cu grupul comunal și v-am spus încă ceva, aș putea să spun de fiecare câte ceva.
că din toți cei care sunt aici, dar nu vreau decât să vă mulțumesc foarte mult, să vă mulțumesc că uitați aproape afară să spun că s-a înserat de când vorbim și că sunteți astăzi alături de mine la o, la o să zic așa, la o ședință mai festivă. Mai festivă, da, așa, deci un pic, da, exact, un pic mai festivă. Vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele pe care mi le-ați adresat și sper că toate acțiunile mele se răsfrângă bine asupra dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim în numele consilierului și doamne primar. Domnul Grigoraș, n-am văzut de cine. Deși domnul președinte n-ați anunțat cu primul, aș avea o intervenție legată de diversie. E diversie asta acum. E clar că a anunțat în momentul 19, dar deja încheiați fără să mai cereți încheia ședința. Din zona unde locuiesc, vreau să intervin cu chestiunea asta pentru că e destul de importantă, nu pentru zona unde s-a petrecut un fapt anume. E pentru toată comuna Valadeu. O persoană m-a întâlnit și m-a întrebat cine este consilier în zona dânsului. Locuiește în preajma bisericii cu viața parastiva. Și a avut niște intervenții la 112. A avut niște intervenții la 112. S-a mișcat salvarea aia și s-a rotit pe acolo, pe la Eugen Rupeș, pe la mine, pe la Părintele Moral, pe acolo, nu știu de câte ori, până a ajuns la solicitarea respectivă. Ce vrea dânsul? Vrea să propună în ședință ca pe viitor să avem în vedere denumirea străzilor. Ceea ce a afirmat și a propus și domnul profesor Bia, sunt de acord cu ceea ce a spus dânsul, dar este valabil pentru toată comuna mai ușor, pentru 112. E ușor de ajuns la destinația unde este solicitat. S-a amintit aici ceva despre deteriorarea zonei, a șanțurilor și așa mai departe. Eu am ieșit de câteva ori în zona unde se strâng vitele pentru imaj. Acolo unde merg la Cășune, noi cândva, pe perioada domnului primar Dobrovăț, am votat și s-a hotărât și s-a atribuit și niște unor persoane, s-a dat niște sarcini, să urmărească și să instruiască persoanele care au de dus vitele la Cășunat, vaca trebuie dusă de funie până se dea în primire în marginea islazului. Ceea ce s-a petrecut 3 zile. Atât a durat, după aia a dispărut. Ei, vitele deplasându-se distruge și pomii și astea. Sunt foarte mulți localnici în zonă nemulțumiți. Am întrebat, a trecut să ne era și a domnilor din poliția locală. Am întrebat dacă a prezentat vreodată cineva pe acolo. Niciodată n-a văzut nimeni. S-a trag atenție sau să... Dar permiți-ne mai curăză mai când va acestea. Foarte puține, dar și alea fac destul de... Apreciez activitatea. Activitatea un an de zile a domnului primar. Îmi pun speranțe în compartimentul agricol prin doamna care a luat locul doamnei Popa, pentru că știți și noastră, sunt foarte multe dosare nesoluționate și sperăm că se vor soluționa în continuare prin noua șefa compartimentului agricol. Ați amintit doamna, în expunerea noastră, doamna primar, o divergență între cei care sunt în opoziție politică. Eu consider că perioada asta a fost o activitate constructivă din partea noastră. Noi suntem 4 persoane în opoziție, dar eu așa consider că a fost o activitate constructivă, nici de cum n-a fost o divergență. Cam atât. Mulțumesc! Mai e cineva? Mai e o problemă? Aș vrea să felicit pe Diana și să nu vă rețin toate, nu? Indirect, în numele Corale Nautical, pentru susținerea pe care ne-am curat de partea ta, dacă pentru cineva rezonează cu nume, am avut peste 20 și ceva de concepte, cu la
colegilor mei, le mulțumesc că m-au acoperit la școală, din câte ori am reușit. Dar mi se pare atât de firesc și un gest atât de mic să-i mulez din partea acestor instituții câteva lucruri. Doamna profesoară, dacă îmi permiteți să vă întreb, ați reprezentat Comuna Botul la Comuna Botul, cu sprijinul lamentat. Înțeles că nu, nu mă duc nicăieri. Am fost informat că cu tine trebuie să prezinte Comuna Botul. Am fost ieri acolo și îmi spune domnul Zâncescu că podul a fost ieri. Nu m-a confundat personajul, acolo e vorba despre Alina. Aici sunt reprezentat mai mulți artiști aici, am urmat.